îndemn ca și familie. Trăiți în post și rugăciune. Și scoateți afară aceste duhuri. În numele meu vor scoate dragi. Eu am văzut, nu am în Biblie, vă spun ce gândesc eu ca om și am numit odată duh de telefon. Duh de telefon, n-am găsit în Biblie și am spus, băi, duh de telefon. Odată mergeam cu un frate, mai mic un an ca mine pe drum, și în față era o fată tânără, pocăită. O vorbi ceva la telefon și el îmi spune, măi, dacă tot mergem în urma ei, hai să vedem cât s-a ținut fata asta să nu se uite la telefon. Și mergeam pe drum și la 10 metri iar scoate, se uite, îl pune în buzunar. Mai merge un pic, iar îl scoate, îl uite, îl pune în buzunar. I-a spus, uite, nu poate fără telefon. Dumneavoastră cât puteți? Acum sunteți mai mături, sunteți părinți, puteți fără telefon, nu? Eu îi spuneam la frații dimineață, la copiii mei le-am dat telefon când o termina clasa 8-a, cu început să facă naveta cu la liceu și voiam să știu unde să-i verific. La un moment dat mi s-a părut că copiii, fata și băietul, stau cam mult pe telefon. Băi, mai lăsați telefonele cele în pace. Da, că mă uit cu nasul în telefon. Și odată m-a supărat într-o dimineață, da telefonul la mine. Le-am dat telefonul, le-am pus într-o plasă și le-am ascuns. Dar eu știam că iau metode să le găsească, să sună, și m-am dus la mine în șură, că eu sunt din Bucovina, avem șura plină de iernatic și avem vit în graj, și am ascuns în paie, am pus acolo. Măi, veneau dimineața în casă ca puii cei care au lăsat cloșca. Veneau să uitau o roată, băi, vii foame, acolo e frigiderul, acolo dacă vrei să mături, mătura, uite acolo, bei apă. Nu. Și apoi odată am trimis un băiat să facă treabă prin graj și au găsit telefoanele acolo în șură unde le-am ascuns eu. Tata, am găsit ceva aici. Măi, le-am dat înapoi, că erau supărați tare. Eu știu în familie în care s-au făcut hotărâri o două săptămâni fără telefon. Fratele Viorel, el avea o întâlnire cu tineri, o spus fără telefon, dar o fată întreabă, ce fac cu focurile? Eu nu știu ce s-a cerea. Că au un joc și au 1000 de focuri, pierd focurile? Mă, nu-i mare pierdere, mă. Nu-i mare pierdere. Haideți să punem mâna mai mult pe Scriptură, frații mei. Am putea noi scoate din casa noastră, că-s copiii noștri, că ne-s dragi. Și ca să tacă din gură, îi pun o tabletă. Era fratele Iliuță de la Vico. Spune, măi, m-a lăsat nora cu copiii. Măi, atât am ochinuit, unul fuge încolo, unul fuge încoace, nu-i mai pot prinde, mă obosesc mai tare ca la cosit, măi. Așa niște copii de... Și când au venit, o scând nora, o scos o cutie și le-a dat o cutiuță, tăți s-a strâns la cutie aceea, o scând, măi, uite cu minți stau. La voi stau copiii cu minți la cutiuța aceea? Da? Vă faceți treaba, vorbiți la telefon, cine știe la ce vă mă uitați și dumneavoastră și... Copiii stau la jocuri, stau la desene și nu aveți grijă lor. Nu este o creștere bună. Nu sunt eu fanatic și nici foarte rămas în urmă. Dar modul ăsta de a educa electronic copiii, le dau tableta să tacă, nu este bună. Mâini vor vedea și vor face ce au văzut acolo. Nici acele jocuri, nici acele desene animate cu religioase. Eu nu sunt de acord nici cu ele. Odată m-a ridicat în Consiliu Bisericesc că la copii le dă de colorat. La copii mici le dă de colorat, normal să coloreze. Și am văzut cum Ioan Botezătorul îl boteza pe Domnul Iisus. Mă, dar Ioan Botezătorul avea un năsoi mare și strâm și niște care... I-am spus, frate, m-a ridicat desenul în Consiliu. Așa era Ioan Botezătorul, așa arăta Domnul. Frate, dragul, și pentru copii. Eu mă înțeles că pentru copii. Eu am citit odată o carte scurtă, mică, Ilie Tijbitul. Și pe copertul era un bătrân cu o pălărie, cu o cămeașă roșie cu albastru și stă așa. De câte ori predic de Ilie, de atunci până acum, eu mi-l imaginez pe Ilie cu o cămeașă roșie cu flori albastre și cu o pălărie. Nu mai am acea imagine care mi-o dă Duhul. De aceea Dumnezeu la evrei nu i-o lăsa să facă. N-ați văzut niciun chip, nu face niciun chip. Cât o fotografie vorbește cât 1000 de cuvinte. De aceea, frații mei, nu am vrut să intru pe tărâmul ăsta al educației copiilor. Că dumneavoastră sunteți părinți cuvinte.
Nu e educație electronică, nu numai cu telefonul și cu tableta.